accelerează Tănase, reușește pasa și vine șutul scăpat de Iacob. O minge care trece pe sub Iacob. Este șutul lui Stoica. A fost un șut parabil. Stoica înscrie pentru FCSB. Și golul de onoare înscris de Stoica. Și să vedem, este gol! Gol FCSB, Stoica marcator. Sunt jucători tineri, au nevoie de încurajările astea. Mi se pare că știe să dea gol, asta mi se pare. Din puținele meciuri pe care le-a jucat, am văzut că a dat multe goluri, după părerea mea. Mă uit la el și văd că are niște execuții de om care are cap, da? Care știe ce trebuie să facă în anumite situații. Este foarte tânăr, ne-am uitat, are 18 ani. Dacă știi să dai goluri din momentul ăsta, s-ar putea să crești. Radunovic. Centrare interesantă, Iani Stoica, gol! Ieșire din poartă greșită și este Iani Stoica. Pe teren, ai momente în care ai emoții, ești timorat sau ești liber? N-am nicio emoție înainte de meci, doar foarte liniștit. Până la urmă joc fotbal de plăcere, nu când taie cineva capul sau... Sunt joc de plăcere, sunt bucuros când joc fotbal. Nu te temi, nu știu, că poate ai avea o evoluție mai puțin bună și ai fi criticat presiunea de la FCSB despre care se tot vorbește? Nu, n-am nicio treabă, îmi place să joc cu presiune, dacă n-ar fi presiune nu aș putea să mă motivez. Cum te-ai descrie ca jucător? Marcator.